Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Fac acest vlog pentru că am multe surprize să vă arăt. Am dat drumul la pui. Nu se vede ușa deschisă. Am dat drumul la pui. Am făcut câteva de astea hrănitori. Multe, multe noutăți avem. Arăt și rațele. Apropo, rațele de la părinții mei de acasă le-am adus aici, cele leșești, pentru că am avut câteva convergențe cu unul dintre ei și trebuia să le aduc. Ia uitați-le. Nu prea se vede că e soare, dar asta este una din surprize. Am adus 6 rațe leșești. Asta că am dat drumul la pui este alta. Asta că am făcut hrănitori alta și mai am să vă arăt cea mai mare surpriză. Nici eu nu m-am așteptat. Asta e. Dar vă voi arăta aici. Este o bibilică care ouă. După cum se vede, este una care, de fapt, da, sunt două. Una care ouă și una care clocește. Nu este aceasta care clocește, este alta, dar văd că s-a băgat o găină și nu prea se mai vede. Ia uitați-o. Cealaltă, de acolo, clocește. Este nou, nu m-am așteptat, a fost ceva neprevăzut. Uitați, se sperie dacă mă apropii foarte tare și fug. Și nu o să mă apropie destul de tare, pentru că abia s-a pus aseară și se sperie. Și o să punem înapoi încât să nu le mai speriem. Și să vă arăt și celelalte rațe. Am despărțit rațele leșești de cele românești. Ia uitați. Rațele sunt superbe. Nu prea se vede ok, nu știu de ce. Acum se vede mai ok. Este și soare. Ia uitați-le. O să mă dau că le sperii, văd că. Cele românești sunt partea aceasta. Le țin aici. Ia uitați-le. Și cam acesta a fost vlogul, dragi prieteni, dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!